Fonduri europene de 9,5 milioane de lei pentru construirea și dotarea a 3 grădinițe în județul Mehedinți, 3 contracte de finanțare pe programul operațional regional pentru construirea și dotarea a 3 grădinițe în județul Mehedinți au fost semnate astăzi la sediul ADR Sud-Vest Oltenia în prezența președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Este vorba despre o valoare de aproape 10 milioane de lei, constând în 3 proiecte pe fonduri europene și anume proiecte de construire a unor grădinițe prin programul operațional regional. Axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru construirea de grădinițe atât în localitatea Șimian cât și în localitatea Cerneți. Ele au fost admise pentru finanțare, iar astăzi s-au semnat contractele. Este vorba despre o unitate de învățământ cu program normal pentru grupele mică, mijlocie și mare, care va fi frecventată de peste 120 de copii din localitatea Cerneți, proiectul având o valoare de 4,5 milioane de lei și o altă similară în satul Șimian, cu o valoare de 4,1 milioane de lei. Și primarul comunei Butoiești, Gheorghe Sălceanu, a profitat de oportunitatea de a atrage fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a obținut finanțare europeană în valoare de 900.000 de lei pentru construirea unei grădinițe cu o grupă în localitate. Grădinițe trebuie construite sau reabilitate în toate localitățile județului nostru și mă bucură faptul că s-au alocat fonduri atât guvernamentale cât și fonduri europene pentru reabilitarea și construirea grădinițelor. În cazul de față, astăzi au fost semnate 3 contracte de finanțare pe fonduri europene pentru construirea 3 grădinițe, 2 în comuna Șimian și una în comuna Butoiești, motiv pentru care îi felicit pe domnul primar Trușcă și pe domnul primar al comunei Butoiești. Consiliul Județean Mehedinți sprijină în continuare toți primarii din județ în vederea accesării programelor și a fondurilor europene, având în vedere componenta financiară de cofinanțare, cât și cunoștințele specialiștilor din instituție care acordă sprijin comunităților rurale. De ani de zile, Consiliul Județean a încercat să fie, în primul rând, un model pentru comunitățile noastre, pentru unitățile administrativ-teritoriale în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, contractând și noi multe proiecte pe fonduri europene. Pe de altă parte, întotdeauna, direcția noastră de proiect a stat la dispoziția domnilor primari, care, atunci când au avut nevoie de sfaturi și de lămuriri, acestea au fost primite de la Consiliul Județean Mehedinți. Nu în ultimul rând, știți bine că în fiecare an am alocat sume pentru comunele și orașele județului nostru pentru a finanța cotele de cofinanțare la proiectele pe fonduri europene.